Accesează de pe PC, tabletă sau smartphone tvsud.ro. Bună seara, doamnelor și domnilor, din nou la ora de vădă aici la TV Sud, așa cum v-am obișnuit în această seară. Discutăm tot despre greva minerilor din CEO, peste 8.000 de muncitori din producție, de la extracția cărbunelui de acolo, protestează și la această oră, adică nu au reluat lucru, deși au fost niște încercări pe acolo prin cariere ale unor muncitori, am înțeles astăzi, care au fost convinși de către administrație să înceapă lucru, însă până la urmă au renunțat și la aceștia. La aceasta au blocat și calea ferată astăzi la Roșiuța, o cale ferată industrială acolo pe care se transportă cărbunele. Minerii s-au pus în fața locomotivei care trebuia să ducă câteva vagoane la termocentrala de la Ișalnița. Până la urmă, locomotiva a plecat fără vagoane, deși mai târziu, după amiază, am înțeles că vagoanele au plecat totuși către Ișalnița. Nu știu dacă este confirmată această informație. Am trecut pe la ora 5 și ceva prin fața sediului companiei energetice să văd ce se întâmplă cu greviștii foamei acolo. Știți, dis de dimineață, liderul sindical din zona Rovinarii, Manu Tomescu, a intrat în greva foamei. Ulterior, i s-au alăturat și alți 4 domni acolo la acest demers. Un demers care a pornit, un demers extrem, spun eu, pentru că este afară extrem de frig, este ger și cu toate acestea, Manu Tomescu și colegii săi au venit să protesteze, au intrat în greva foamei semn de solidaritate pentru minerii care au fost acuzați de către administrație că au pornit cumva aceste proteste. Administrația a publicat astăzi o listă cu minerii din cariere pe care Boza și colegii lui din administrație cred vinovați de declanșarea protestelor. Vă dați seama? Și aceasta este lista, de fapt, cu nume pe care ei au depus-o la instanță. Adică ei vor să-i tragă la răspundere, așa cum o să vedeți și pe burtier. Spun eu că amenințările domnului secretar de stat Vișan s-au adeverit. CEO a dat pe bune în judecată 10 de mineri pe care îi consideră vinovați. Știrea serie, evident, este aceea că Tribunalul Gorj a respins cererea de ordonanță prezidențială pe care administrația a depus-o la Tribunalul Gorj. Administrația dorea astfel ca Tribunalul Gorj să emită o ordonanță prezidențială pentru că această grevă să înceteze de dată. Dar iată, tribunalul a spus nu, se va judeca mâine procesul pe fond, are mâine un termen rapid așa și vom vedea mâine dacă Tribunalul Gorj își menține decizia de a nu suspenda greva minerilor, de a nu declara ilegală. La această oră, doamnelor și domnilor, la CEO Oltenia a început comisia mixtă pentru că se pare că Boza s-a mai înmuiat puțin astăzi. Eu, atunci când a fost astăzi, în jurul orei 17 la sediul CEO Oltenia, l-am văzut pe Boza înconjurat de minerii prezenți acolo, inclusiv de greviștii foamei. Nu știu ce le-a promis, însă mai târziu am aflat că era vorba de un scenariu. Boza a venit cu un scenariu pentru majorările salariale. L-am și eu în această seară și colegii mei din regie o să vi-l arate. O să vedeți procentual ce majorări le propune Boza minerilor, majorări care se îndreaptă în primul rând, din ce am observat eu, către persoanele, către angajații care realizează venituri mici, da, și am aici și clase, începând de la clasa 12 până la clasa 41, sunt propuneri, evident, la clasa 41 se ajunge la o creștere salarială de 9,96% și pornește pentru clasa 12, înseamnă clasa 12, 2087 de lei salariu de bază și aici majorarea procentuală este undeva aproape de 24%. Nu știu dacă asta îi mulțumește pe mineri, nu știu dacă promisiunea lui Boza îi va face să reia lucru, da. Pe parcursul zilei ați văzut tot felul de argumente au venit din partea administrației, că e pus sistemul energetic în pericol, că vor fi pierderi care se vor imputa angajaților, da. Nu vă mai spun eu multe despre acest subiect, aștept cu nerăbdare să văd și eu ce se întâmplă în această seară, la fel ca și dumneavoastră, să vedem împreună ce se întâmplă în această seară în comisia de negociere, în comisia mixtă urmată de comisia de negociere. Îi avem în această seară, da,
Sunt atenționat că este o problemă cu transmisia pe Facebook. Cred că colegii mei vor rezolva și această problemă. Dar până atunci eu vă prezint invitații din această seară. Îi vedeți deja alături de mine. Domnul Bebe Ionică, reprezentant PSD. PSD Gorj este un politician vechi, a fost secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor la un moment dat. Domnul Gheorghe Pecingină, vicepreședinte PNL Gorj, avocat de profesie, dumnealui un cunoscător al fenomenului CEO, a fost avocatul minerilor într-o perioadă. Dumnealui a pus bazele alături de, mă rog, de anumiți lideri de sindicat SMEO, sindicatul SMEO, dacă nu mă înșel și cu siguranță nu mă înșel. Deci dumnealui cunoaște foarte mult. De ce l-a chemat aici și pe domnul Bebe Ionică în această seară? Pentru că dumnealui cunoaște din postura asta de secretar de stat rolul unui secretar de stat și vreau să vă întreb din start, domnule Bebe Ionică, dacă secretarul de stat Vișan din cadrul Ministerului Energiei avea în atribute să-i atenționeze pe mineri aseară că demersul lor de a opri lucru poate fi sancționat de lege. Bun, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Așa cum spuneam și mai devreme, după părerea mea, este o zi neplăcută pentru gorjeni, pentru noi, cei care trăim în acest județ și poate și pentru ceilalți care gândesc și suferă alături de gorjeni. E neplăcut ce se întâmplă și, sincer vă spun, eu am un gust amar așa vis-a-vis de modul cum a fost abordată situația și conflictul care a apărut, zice și spontan, probabil că spontan, dar eu consider că condițiile de acolo și evenimentele care au precedat acestui au putut să fie, să-și mai înțelese de cei care își desfășoară activitatea și poate până la urmă și preîntâmpinate. Acum, sigur, domnul secretar de stat, eu, cum să vă zic, nu vreau să fac apreciere acum cât e de legal sau cât e de corect ceea ce, cum a abordat dânsul în întâlnirea și negocierea, dacă a fost o negociere cu reprezentanții minerilor, sindicatelor minerilor. Nu știu, sincer vă spun, ce mandat a avut din partea ministrului, pentru că, în mod normal, chiar dacă este secretar de stat, când se negociază astfel de lucruri, se pornește de la un mandat pe care ministrul ți-l dă, pentru că activitatea este tot responsabilă și responsabilitatea, în primul și în primul rând, pentru tot ce se întâmplă în industria respectivă, a ministrului. El, deci, până la urmă, e cel care, sigur, împreună cu toată echipa, dar, în mod normal, așa se face, deci există un mandat. Și în baza acelui mandat, dacă dânsul a fost desemnat să negocieze acest conflict de muncă, ar fi trebuit să se încadreze în limitele mandatului și să și bineînțeles că și legale și tot ce sunt. Eu vreau să vă spun că, așa cum a admitea și dumneavoastră, eu am fost undeva aproape 4 ani secretar de stat la Ministerul Comunicațiilor și vă imaginați și noi să știți din istorie că aproape fiecare an era câte o grevă a poștașilor și undeva la 10.000 de poștași și în țară, dar și a fost deci și Piața Victoriei. Deci v-ați aflat în mijlocul unei situații de genul acesta? Bineînțeles. Deci am avut de mai multe ori ocazia să, pentru că întâmplător sau nu, am fost acolo, am răspuns de activitatea de perioada aceea, de activitatea de poștă și mai tot timpul miniștrii care erau la vremea respectivă, pentru că s-au mai schimbat, a fost mai mulți miniștri, eu fiind, să zicem, un pic mai vechi în activitate, de cele mai multe ori, aproape întotdeauna, am fost desemnat să gestionez aceste conflicte de muncă. Bă, lucrurile sunt foarte simple. Până la urmă se așează la masă, pentru că până la urmă se pornește de la dialog, deci niciun caz de la altceva decât de la dialog. Deci se așează la masă cele două părți, poate chiar trei dacă e nevoie, discutând dacă mai e nevoie să mai vină și altceva decât sindicate și administrații. Conducerea ministerului, conducerea companiei sau a entității respective. Și acolo eu, cel puțin așa vă spun că așa ar trebui să fie, să se întâmple, zic eu, orice act de negociere normal, cu cifrele pe masă, cu situația concretă, cu elementele de legalitate care trebuie să aibă loc și să fie respectate. Ce se poate face, nu? Să ajungi într-o situație
critică, toată lumea e de acord că este o situație critică, pe ce soluții și ce plan de rezolvare îl găsim. Asta este foarte simplu, pentru că oamenii, dacă sunt oameni, zic eu așa, cu bună credință, oamenii dornici să găsească o soluție, se așează, discută, fiecare își pune punctele lui de vedere, dar atenție, din punctul meu de vedere, și asta se păstrează și în orice economie, mai ales în economia de piață, trebuie avut în vedere, domnule, ce avem la intrare, ce avem la ieșire, ce cheltuieli, ce venituri, unde este, și aici este, pentru că este, discutăm de o companie de stat, unde este intervenția statului, asta este foarte important, pentru că dacă statul intervine pe anumite pârghii, în anumite zone și reglementează într-un fel sau altul activitatea societății respective, statul trebuie să-și asume. Statul, în cazul ăsta, este PSD ALDE, da? Nu, statul e statul român, care, acum, sigur, așa cum știm, este condus de un guvern PSD ALDE, de un ministru, niște secretari de stat, de un prim-ministru, da, sigur. Spuneți-mă, indiferent ce stat, ieri la București, da? Din ce am înțeles eu așa, conform și pregătirii mele, evident, rolul Ministerului Energiei a fost acela de mediator. Adică a stat acolo în capul mesei domnul ministru Anton Preț de câteva minute, am înțeles că nici n-a stat. După aceea și-a lăsat secretarul de stat. Mi-e pare rău că a fost rol de mediator, pentru că până la urmă un om responsabil care răspunde că ce se întâmplă, ministerul de fapt este cel care decide și care gestionează activitatea prin cel care răspunde de zona respectivă. Deci, bun, ce pot să mediator, ce? Nu sunt mediator acolo, vin un om cu un punct de vedere. Credeți că reprezentantul ministerului a venit și a spus, băi, am analizat împreună cu administrația, vă putem da atât? Nu așa trebuie făcut. Nu așa. Trebuie analizat împreună și cu sindicatele. De, pentru că și ei sunt... Au analizat acolo, au propus sindicaliștii, am înțeles, propus, vorbea asta domnul spune, Boza de un... Asta trebuie să facă, domne, care sunt veniturile, ce cheltuieli avem, ce obligații avem, atât la stat, cât și față de personal. Dar credeți că au luat ieri, au pus o planșă acolo uriașe pe perete și au luat să buchisească în calculele domnului? Eu aș fi așa aș proceda, care e problema? Stau 24 de ore și nu mă ridic de la masă până când nu înțeleg, sau, bun, iau necesități fiziologice, da? Mă pot duce să beau un pahar cu apă, dar mă întorc, da? Și, domne, care e situația aici? Ce putem face? Da, eu mă îndoiesc că s-a întâmplat așa la București, era normal. Eu așa spun că așa ar trebui să întâmple, pentru că, așa încă o dată, niște oameni responsabili, și aici nu e problema că e PSD, că ALDE, oameni responsabili care au o misiune, da? Sunt miniștri, sunt secretari de stat, sunt directori de companie, ce mai sunt, așa trebuie să abordeze lucrurile. Dacă vor să fie constructivi, să găsească soluții pentru ceea ce se întâmplă în entitatea respectivă. Speți acum compania Înțeleg. Minieră. O să vă mai întreb multe lucruri, pentru că văd că aveți o gândire coerentă pe această problemă. Sau nu, eu spun cum aș face. Vreau eu să lăsăm și pe Gheorghe Precinde să-și prezinte el generic așa părerea vis-a-vis de situația actuală din CEO și după aceea o să-i adresez și lui întrebări. Situația actuală din CEO este rezultatul situației anterioare, care n-a fost rezolvată, adică problemele n-au fost rezolvate, s-au acumulat în timp. Minerii și energeticienii, pentru că noi vorbim în momentul ăsta de față doar de mineri, dar nu uitați, Manu Tomescu, spre exemplu, e energetician. Deci minerii și energeticienii, nemulțumirile lor s-au acumulat în timp. Au văzut că au rămas cu salariile la fel de mici ca în urmă cu mulți ani, pe lângă ei au crescut salariile bugetarilor, au crescut salariile inclusiv a celor din mediul privat prin aceste hotărâri ale guvernului de majorări ale salariului minim pe economie, iar munca lor a rămas aceeași, condițiile au rămas aceleași, îngrozitoare, aș spune eu. De multe ori nu se plâng neapărat de condiții, ci își doresc că sunt de acord să lucreze în aceste condiții, chiar improprii, dar să aibă anumite beneficii, pe lângă un venit rezonabil, și niște beneficii în ceea ce privește grupa de muncă și ieșitul la pensie la o vârstă cât de cât normală pentru cei care lucrează în asemenea condiții. Sunt probleme care țin de legislativ, sunt probleme care țin de guvern și sunt probleme care țin, desigur, de administrație. În ceea ce privește majorările salariale, cred că era treaba Ministerului și administrației să vadă cât și cum, de unde se pot acorda aceste majorări salariale. În ceea ce privește anvelopa salarială, aici sunt anumite probleme, pentru că am văzut scuze pertinente
Dom'le, a venit acea taxă celebră de 2%, au venit alte taxe pe care trebuie să le plătim, certificatele de carbon a explodat prețul. Sunt lucruri pe care CEO și l-a asumat și trebuie să, prin legislația internațională asumată de România, da, în cazul certificatelor de carbon și a taxelor de poluare, și sunt lucruri care sunt obligatorii și pentru CEO, prin legislația adoptată de curând de către actualii guvernanți. Pe care, de consecință, nu știu de unde ar putea să mărească anvelopa salarială pentru a exista creșteri. Ce mă nedumirește pe mine că lucrurile astea puteau fi rezolvate dacă erau luate din fașe, adică analizate. Noi toți spunem și vorbim la televizor, oamenii politici, dar cei implicați în mod direct acolo, și mă refer la liderii sindicali, nu am cum să nu-i acuz de situația actuală din CEO. Pentru că ei nu trebuia să stea și să se ajungă în această situație încât oamenii să intre în grevă generală și să fie blocate toate carierele. Nu știu dacă stocul de cărbune, așa cum bine ați intuit, este, a fost corect realizat sau corect raportat, da? Dar suntem într-o situație critică. Astăzi, dacă nu plecau acele vagoane de la Roșiuța spre Motru, aveau o problemă întreg orașul Motru cu încălzirea. Da, am văzut în presă și mi se deci pare... Deci acele vagoane acolo au plecat și asta mă pot confirma pentru că am fost astăzi la Motru. Telespectatorilor, inclusiv cei de la Motru, că mi se pare demn de toată admirația ceea ce a pus o doamnă de la Motru care a da, și lucrat să stea pe Facebook, în frig, că au mai stat. Dumnea ei, în semn de susținere pentru mineri, pentru protestul lor, a spus că preferă să stea în frig numai ca minerii care muncesc în condiții mizere, citesc din postarea doamnei de la Motru, să primească chiar ceea sunt, ce merită. Chiar sunt condițiile mizere, chiar sunt, nu se plâng oamenii ăștia, să înțelegi că nu le-au postat, le-au postat pentru a vedea noi și toată lumea să vadă adevărul în ce condiții lucrează. Nu s-au postat să se plângă. Au spus, astea sunt condițiile, sunt grele, recunoașteți și voi. Pentru asta merităm să ieșim la pensie mai devreme cu un stagiu de 30 de ani la 53. Iată că n-a trecut acel amendament. Astea sunt lucruri care stau la bază și astăzi Dan Vâlceanu a reiterat dacă toți vorbeau unii de acorduri, toți parlamentarii să meargă în grupurile lor parlamentare să susțină acest lucru, pentru că așa au câștigat alții și alte societăți comerciale, angajații altor societăți comerciale din țară, așa au fost incluse. Au făcut lobby toți parlamentarii, nu contează că e de la PNL, că e de la PSD sau de la altă formațiune politică. Au făcut lobby pentru județul lor. Era normal să facă și ei noștri. Că tot vorbim de parlamentari, domnule Bebe Ionică. Unde sunt parlamentarii PSD în povestea asta? A ieșit Iriza doar, care nu știu, e cam cameleonic așa, nu știu dacă e PSD sau altceva, și a spus că vina o poartă, cea mai mare vină o poartă ministru Anton Anton, care chipul îi le aparține unei alte formațiuni, alta decât PSD. Unde este domnul Weber în momentul ăsta? Unde este domnul Florin Cârciumaru? Sau dumnealor stau așa ca struțe acum cu capetele în nisip? Știind că fac parte din guvern, dintr-un guvern care a pus niște taxe, ce să vă spun, niște taxe pe cârca CEO până la urmă? Nu numai pe cârca CEO. Este tot mă rog, și în de comunicații și în profil. Eu cred. Și cu gazele, lăsați-l pe domnul Bebeonică să ne spună unde sunt domnii parlamentari sau dacă liniștea dânșilor este o strategie în momentul ăsta și vor ieși totuși până la urmă cu un punct de vedere. Am văzut pe pagine dânșilor, ziceați dumneavoastră că e o zi tristă, că dorea să vorbim despre altceva. Dânșii au reușit să evite ziua asta tristă și au postat despre, na, că și cultura ne definește da, pe noi da, ca da, neam. Da, dânșii au postat despre ziua Mihai Eminescu și totuși nici nimic vorbire despre criza din CEO. De ce, domnule Bebeonică? De ce? Cei care le actualizează. Vă rog să lăsați pe domnul Bebeonică. Ce care actualizează? De fapt profesional. Fascismul. De obicei cei care scriu acolo scriu cu acceptul deciziatorilor de pagini, nu așa. Categoric. Nu scriu ei de capul lor. De ce tace domnul Florin Cârciumaru, senator, care pare interesat de problemele din CEO, a avut inițiative. Da, sigur. Când a fost... Care s-au vrut în sprijin, da. Nu știu dacă vor ajunge să se materializeze, mă refer la cea cu scutirea plății de certificate verzi pentru consumul propriu. Da, a fost o inițiativă. Unde este domnul Florin Cârciumaru? Să vă întreb clar, unde este acum? De ce nu iese? Iasă și dumnealui pe acest subiect. Probabil că își face strategia, probabil că o să iese și de sub... Sper că nu pe aia energetică împreună discuții. Cu domnul Maioran, că aia nu e... Au probabil puncte de vedere, poate chiar întâlniri cu conducerile, nu pot să știu agenda acum, și sunt în vacanța parlamentară, știți foarte bine.
Poate sunt și un alt fel de vacanță, mă gândesc, nu? Nu știu. Domnule Gigi Pecingena, ați spus dumneavoastră așa cum vedeți situația, cum vă întreb, pentru că, iată, pe minerii paște judecata, ai paște niște repercusiuni. Eu nu cred că îi va paște, dar vreau să fac o precizare. Ascultați-mă, și eu am discutat astăzi de dimineață. Este totuși o grevă spontană, nu a fost organizată de lideri sindicali și cum au s-a dat publicități o listă, domnilor, respectivi. Cum credeți dumneavoastră, mai ales în calitate de avocat, nu știu, și dumneavoastră în calitate de fost secretar de stat, dacă v-ați confruntat cu o situație de asta, un conflict de muncă amplu, cum, de exemplu, cum făcea domnul Bebe Ionica, conducerea Poștei Române, să identifice în toate județele 50 de oameni ca ar fi aia care au fost în ideea? Cum? Nu s-a întâmplat așa. Deci ascultăm, domnul, nu știu cum i-au identificat, poate cei care au fost mai activi sau nu știu, nu-mi dau seama cum au reușit să identifice. Problema este și mă bucur că a fost respinsă de tribunalul Gurs. Sper că asta a fost respinsă, deci, cererea de ordonanță. Sunt obligați, deci procedural sunt obligați să ia anumite măsuri. Vorbim totuși de siguranță națională, da? Vorbim de siguranță națională, tot ne-am bătut cu pumnul în piept toți la Gorj. Și din nefericire, doar când sunt probleme, ne aducem aminte că asigurăm sistemul energetic național și 30% din sistemul energetic național e asigurat de energia pe cărbune și în astfel de situații facem parte din siguranța, face parte din siguranța națională ceea ce se întâmplă. Sunt unități care, sau sunt niște proceduri care trebuie respectate. Nu știu cum au identificat acei oameni, dar vă spun cu siguranță că lucrurile pot fi rezolvate dacă sunt mai calmi și nu sunt, am avut și eu senzația că sunt agitați. Au nevoie oamenii ăștia de un avocat, domnul Pecingena, alte dăți v-ați oferit voluntar. De data asta sunt implicat politic și s-ar putea interpreta. Am stat deoparte acest conflict. În altă dată v-ați autosuspendat ce ați făcut când erați la PSD, nu? Chiar mi-am dat demisia, dar problema se pune în felul următor. Se va ajunge acolo? Păi să vedem, că Manu Tomescu în ultima lui postare spunea că are niște garanții. Dacă Boza le-a spus, dacă veți lua lucru, nu se termină așa, chestia asta. Nu așa, pentru că... Cam așa am văzut sunt, în declarația sunt, asta. Cum să vă zic, mi s-au părut anumite declarații a celor care ar trebui să aplaneze conflictul, chiar că doreau să le escaladeze sau să irite pe... În momentul de față oamenii sunt irascibili. Ați dat exemplu, au blocat calea ferată, au luat alte măsuri, sunt irascibili. Nu trebuie să-i agităm sau să le spunem lucruri care să-i ducă la măsuri și mai extrem. Să-i amenințăm că vor fi dați în judecată, că vor răspunde, că pierderile vor fi puse în spatele lor. Lucrul ăsta nu se fac așa și dacă dorești o negociere, nu încep cu amenințări. Unul la mână. Doi la mână, cred că astă seară să le dea Dumnezeu minte tuturor și să rezolve ce nu au putut să rezolve la negocierea contractului colectiv de muncă. Și atunci n-au rezolvat-o pentru că liderii de sindicat, și o spun cu toată responsabilitatea, nu și-au respectat fișa postului. Nu aia de inspector social. Fișa postului de lider sindical. Pentru că nu se ajungea aici dacă erau atenți și negociau cum trebuie și cereau atunci ceea ce cer acum. Acum ar fi cerut mai puțin. Sau poate deloc, dacă erau atenți. Încă o dată, le place să se pozeze cu politicienii, își fac poze prin Parlamentul României. Eu aș vrea să văd liderii de sindicat că își fac poze în carieră. Ați văzut pe Facebook cu vreunuia poze în carieră? Și cu Dan Vâlceanu poze în Parlamentul. Nu, eu vă întreb. Ați văzut păi foarte, foarte rău. I-ați văzut în carieră că și-au făcut poze cu lucrătorii, liderii de sindicat? Ăștia mari care merg la negocierea contractului colectiv de muncă? Nu. Și nici nu o să-i vedeți. Știți de ce? Aș fi vrut să văd, și chiar glumeam cu un prieten înainte să vin la dumneavoastră la emisiune, o grevă a liderilor de sindicat. Cum intră ei în grevă și spun, nu mai vrem să stăm la birou, nu mai vrem salariile astea mari, trimiteți-ne înapoi la ortaci, trimiteți-ne înapoi în carieră, nu mai vrem posturile de inspector social să te înfrunzi de la câini, trimiteți-ne înapoi între oameni, că poate așa vedem și noi realitatea și problemele și nu se mai ajunge la situația asta. Nu că iau apărare acum administrației, dar simt nevoia să atrag atenția că ambele părți au greșit. Și de asta s-a ajuns aici. Experiența dumneavoastră, spuneți-mi cum s-a putut declanșa un protest spontan de anvergura aceasta. Vorbim de peste 1000 de oameni, de 9 cariere blocate.
Cum? Credeți că a fost așa peste noapte, a venit, băi, uite, ăștia ne-au ignorat, cei din administrație. Credeți că e și o organizare cumva subterană? Nu știu acum dacă cineva a avut un interes să declanșeze acest conflict? Nu știu dacă a fost și asta, deci nu pot să afirm. Mie mi se pare cel puțin dubios cum la unison ar fi frumos să fie așa. Da? Da. Domnul, ascultați-mă. Sunt mai vechi, îmi cer scuze. Da. A ajuns cuțitul la os. Existau semnale, iar dacă e ceva organizat, sunt convins că pacea socială e unul dintre atributele băieților de la scară. Vreau să lăsăm pe domnul Enrico să spună dumnealui cum vede asta. Cum s-a declanșat aproape simultan, da, într-un sector strategic, extracția, vă dați seama, de cărbune, adică chiar ceva care paralizează, n-a pornit de la termocentrală de sus, a pornit într-adevăr unde sunt condițiile mizere de muncă și grele. Trebuie să fim de acord cu niște lucruri care s-au întâmplat în ultimii ani. În primul rând, așa cum spunea și colegul, reprezentanții la nivel de sindicate, de lideri de sindicat, lucrurile par că sunt un pic rupte de bază, de oamenii pe care ei trebuie să-i reprezinte. Adică se pare că ceva nu e în regulă. Adică nu știu, cel puțin așa se vede la nivelul la care... Da, asta așa se vede din afară, aveți adică dreptate. Din afară se vede că ceva nu, adică și ei vin, negociază numele minerilor, probabil că și, zic că apără drepturile și lucrurile astea pentru mineri, dar se pare că totuși nu au chiar pulsul de acolo din zonă. Pentru că altfel nu s-ar fi, deci dacă ei ar fi fost... Până la urmă o grevă se anunță conducerea. Sunt niște pași care trebuie respectați. Sunt niște pași legali care se întâmplă aici. A fost o grevă spontană. Bun, să zice că a fost o grevă spontană, probabil că așa a și fost. De ce? Pentru că, în sfârșit, cei care trebuiau să declanșeze corect greva, probabil că și ei au fost luați prin surprindere, zic. Dar s-ar putea să fie și un amestec, poate nu liderilor de rang președinte, poate liderilor... De rar mai jos din sindicat, vicepreședinți și alții, poate au pus-o la cale și după aceea, știind că ei pot fi trași la răspundere, au zis, băi, e spontan, nu suntem noi, n-avem nicio treabă. Există și posibilitatea asta. Există, acum există Facebook-ul și există metodele astea de comunicare și am văzut îndemnuri au existat din partea oamenilor nemulțumiți de condițiile în care lucrează și mai ales de condițiile în care sunt tratați. Și vă mai dau un exemplu. De fiecare dată când a venit un politician de rang înalt, îi numesc așa și pe inclusiv secretarii de stat, nu dintre ei nu a coborât în carieră. Toți au preferat să fie duși pe platforme, la Roșia sau mai știu în ce parte, s-au uitat așa frumos, da, domnule, ăsta e mineritul, i s-a arătat așa cu degetul. Dar unul nu l-am văzut să-și bordărească pantofii, sau să ia cizme, cum făceau pe vremea comuniștilor vizită de lucru, să-și ia cizmele, să ducă efectiv la cupa escalatorului, la roata cu cupe, să vadă, sau la întoarcere, să vadă cum arată o carieră. Domnule Bebeonică, mai aveți un secretar de stat, domnul Maioreanu. Da. Lucrează la, să nu-l deranjez, că lucrează la energie, la strategie energetică. Vă rog frumos. Și dânsul și-a manifestat, cel puțin am avut o discuție telefonică cu dânsul anul trecut și spunea de interesul dânsului pentru problemele din CEU, pentru rezolvarea lor și dânsul tace acum, nu? Nu iese. Acum, cum să vă spun, și la nivelul secretarilor de stat, sigur că ar putea să pună poziție, un punct de vedere politic, un punct de vedere de acolo din management, dar ei, așa știu, sunt împărțiți cu sarcini, deci fiecare are anumite atribuții. Și totuși, când e vorba de gorjul tău, de casa ta, de economia județului tău care te-a trimis acolo, până la urmă, nu sar și tu, zic și eu acum, nu? Și nu știu ce să zic, v-am zis, ministrul cel care decide și care dă sarcini diferitelor. Acum, eu sigur că, eu știu, ca reprezentant al PSD-ului, ca reprezentant al gorjului, poate, ar putea să... Până un punct de vedere, dar nu depinde de dânsul. Eu, din câte am înțeles, dânsul se ocupă de strategie energetică națională, da? Putea să iese acum cu un punct de vedere să spună cum e CEU prevăzut în viitor, ca oamenii ăștia să nu-și mai facă gânduri că se poate o mărire salarială la cât ceri 4-5% sau nu. Care e viitorul CEU? Dânsul se ocupă de viitorul CEU. Pentru că CEU, cu siguranță, va fi prins în... Da. Trebuie să fie prins. Vă propun o scurtă pauză și după aceea, domnule Bebeonică, vă întreb pe dumneavoastră dacă au fost suficiente pozițiile celor de la PNL și ALDE de când a pornit acest conflict de muncă și trebuie să lăsăm pe domnul Bebeonică să răspundă la această întrebare. Revenim imediat.
Am revenit, doamnelor și domnilor, la ora adevărului. Sunteți număr mare pe Facebook și de aceea am zis să revenim imediat. Nu pot să nu vă vorbesc despre subiectele din scandal de Gorj, pentru că au puțină legătură și cu ceea ce se întâmplă acum la CEO. Știți, au fost poziții ale partidelor. Primul partid care a ieșit așa încă de duminică sau sâmbătă după masă a fost cei de la ALDE. Și-au manifestat așa, nu știu cât de credibil a fost poziția dânșilor, îngrijorarea pentru situația de la CEO, pentru greva care tocmai pornis atunci la Jilț Nord. Dânșii au atras atenția că ne-au mai spus în alte dăți că Boza este un nemernic într-ale managementului și că, vezi, domne, au dânșii soluția, ar trebui imediat domnul Boza să plece. Dar iată, scandal de Gorj, astăzi un material, domnilor și domnilor, vă invit să intrați pe pagina scandaldegorj.ro, unde veți găsi un material uluitor despre directorii puși politici. Acolo aveți câțiva directori tocmai de la acest partid din coaliția de guvernământ, care și-a numit niște directori pe la niște societăți unde complexul energetic este acționar, adică unde ei încasează bani tot din salariile produse de mineri, din salariile minerilor, din munca prestată în condiții mizere de acești mineri care își revendică drepturile acum și au încetat munca. Veți găsi în scandal de Gorj, v-am zis, practic huzurul în care trăiesc acești directori numiți politici. Ei au fost și sunt și de la alte partide. Vă dați seama că și PSD-ul are câțiva puși, dacă nu în rang de director la CEO, cu siguranță o să-i regăsim pe paliere de management mai jos, dar tot cu salarii babane. Vă dați seama ce fac acești directori politici, trăiesc în huzur, și iar minerii trăiesc în nămoale și duc sume, iată, și de 2000 de lei în mână acasă la familie. Domnule Bebe Ionică, haideți să vă întreb, v-am zis, au fost niște poziții ale PNL și ALDE, da? ALDE, v-am zis, ALDE l-a scos vinovat din star pe Boza pentru situația în care se află CEO și pe, da? Asta a declarat, între ghilimele, acolo era citat domnul Iordache, acest, da, nu știu, Mesia îl numesc unii, Mesia, dumnealui a spus, Boza este vinovat de tot ce se întâmplă acum, după aceea au ieșit cei de la PNL, domnule, vrem respect pentru mineri. Spuneți-mi dumneavoastră, cum ați văzut declarațiile astea, sunt undeva ipocrizie? Pentru că Iordache are afaceri cu CEO, da? Indirecte sau directe. Nu știu. Are și probleme, ceva cu legea în legătură cu un drum amenajat pentru, plătit și amenajat pentru CEO. Da, la fel domnul Dan Vâlceanu de la PNL a făcut bani mulți cu CEO, a avut o problemă și cu expropierea acolo, care am înțeles că s-a rezolvat între timp. Spuneți-mi, au fost credibile declarațiile dânșilor? Bun, acum, ce să zicem, sunt evenimente pe care unii le exploatează așa cum consideră deși de cuvință, spuneam și mai devreme că nu este oportun să vii cu astfel de lucruri, mai ales dacă ai interese, să zicem așa cum spuneți dumneavoastră, directe. Mie mi se pare că deși nu au dorit sau au vrut să nu scape cumva momentul de a demonstra că sunt vehemenți, că poate să, eu știu, să aibă soluții pentru, eu știu, minerit. Ce să zic? Probabil că asta e soarta celor care sunt în opoziție, deși ALDE nu e în opoziție, că e tocmai ministrul lor. Dar acolo e ipocrizia mare. Că, da, adică ai ministru și da, începi să spui. Adică e o treabă pe care poate nu s-au înțeles, nu au, sau poate... Da, ALDE ne-a obișnuit că nu și-l atribuie pe domnul Boza la cârma CEO, dumneavoastră cei de la PSD. Boza este pus de guvernul tehnocrat. Da, mă rog. Acționar majoritar e statul român. În 2016. După aceea, știu că a fost declarații din partea parlamentară dumneavoastră că nu mai e mult și Boza va semna adeziunea la PSD, adică să nu știu, nu, eu nu mă ocup. Chestii în spațiu public. Să fie. Și Boza zicea că nu spune niciodată politic, deci nu face politică, așa am înțeles, că face management. Da. Scuzați, ziceți, domnul, că da, deci mi s-a văd că dânsul nu zice nimic de ce a spus domnul Vâlceanu. Este o ipocrizie care a atins limite
înaltă la ALDE. Adică mă așteptam să spună, da, sunt probleme minerit, într-adevăr, vom încerca intermedierea unei discuții cu ministru, puteau să aibă altă atitudine. Când vii și spui, Boza, bine, îl îndepărtăm pe Boza, ce faci cu taxa de 2%, ce faci cu, cum îi scoți la... Pentru că n-am auzit niciun parlamentar ALDE să susțină amendamentul lui Vâlceanu. Hai să spunem, și dacă nu era lui Vâlceanu, să vină cu un amendament, poate să-l propună oricine, la legea pensiilor care va intra în vigoare din 2021, prin care să-i ajutăm pe acești oameni și pe lista de revendicări, am văzut că e și asta, să iese și la 53 de ani și 30 de ani vechime, da? Nu am văzut. Păi asta nu ține tot de ALDE. Ești partid la guvernare și puteai să faci lobby pentru că ești la guvernare, da, puteai să faci lobby, să trebuie legislativă pentru să că facă. Da, știi ce denotă asta? Denotă că fie pe Ion Iordache că nu-l bagă nimeni în seama la centru, nu există, nu-l cunoaște nimeni și nici nu are acces la uși înalte în sediurile ALDE, în sediul ALDE, da? Fie este, duce ipocrizia la maxim și își dorește să-și numească un director la CEU. Nu fac parte dintre cei care l-au lăudat pe Boza și împreună cu Dan Vâlceanu l-am și criticat. Și așa cum vă spuneam și astăzi, are și el partea lui de vină în ceea ce privește situația minerilor de astăzi, da? Sunt lucruri care îi pot fi reproșate lui Boza și dacă, Doamne ferește, se confirmă că stocurile nu au fost raportate fictiv și nu sunt cele reale și multe alte lucruri, va răspunde. Dar să vii cu ministrul tău, repet, ministrul ALDE, și să spui asemenea lucruri, mi se pare ipocrizie dusă la extrem. Fie o proastă, nu știu cum să mă exprim mai elegant, o proastă comunicare sau o slabă comunicare. Să vii să singur, păi minerii nu știu al cui e ministru și lipsa de, sau de respect față de ei stă cu mâna în buzunar când s-au dus, ok, nici eu, poate pe mulți dintre liderii sindicali care au fost în sală, cunoscându-și la nivel personal, poate îmi băga mamă două mâinile în buzunar, dar totuși reprezintă niște oameni și o situație critică. Trebuie să arăți mai mult respect. Faptul că nici măcar nu a catadixit să ia în discuție o deplasare la Gorj, iarăși îmi spune modul cum ne tratează sau cum tratează Ministerul Energiei CEO. Da. Iar în ceea ce privește declarațiile lui Dan Vâlceanu, a fost pertinent, a spus ce se poate, ce a făcut el în calitate de parlamentar, ce se poate face. Ieri am trimis echipa de știri la Roșia, la carieră, și atunci când le-am spus, uite, parlamentarul cu tare a zis că vă sprijină, că să vină ministrul energiei aici. Să știți că au fost mineri de acolo, a spus, cine, doamne, Dan Vâlceanu, că nu am putut să Pădurice, continuăm. Nu? Da, oamenii aveau inocurată treaba asta cu... Păi aveau inocurată că dacă vă uitați, e și un sindicat care nu a făcut nimic altceva decât să fie un copy-paste al comunicatorului administrației acolo la Roșia. Da, îl avem la telefon acum pe Narcis Daju. Bună seara! Bună seara! Narcis Daju, tu ai lansat o nouă ipoteză în spațiu virtual în legătură cu situația de la CEO, în legătură cu greva spontană din companie. Tu ai spus pe Facebook că urmează privatizarea. Te rog să ne argumentezi această premiză, zic eu, șocantă, da, care ar putea să urmeze în viața companiei. Bun, eu cred că protestele la CEO sunt abia la început, pentru că decidenții care ar trebui să calmeze spiritele și să redreseze corabia sunt incapabili să facă acest lucru. Vorbim de un ministru Anton care nu are nicio treabă cu domeniul, vorbim de secretarii de stat Vișan și Maioreanu care fac mai mult rău CEO decât bine și ne-au lămurit în această privință până acum. Vorbim de un consiliu de supraveghere condus de Bobâlcă, care și-a salariul de la Boza, deși ar trebui să-l controleze. Vorbim de un directorat refugiat în birou luxoase și în jeepuri și în vizite pe la Bruxelles, un directorat rupt total de realitățile din CEO. Vorbim de niște lideri sindicali care au pactizat cu managementul și s-au întors cu spatele la oameni. De politicieni și de parlamentari care își văd doar de interesele lor personale. De exemplu, tocmai am primit o informație că un lider al unei organizații județene de partid obișnuiește să-i trimită lui Boza contul lui bancar personal, amenințându-l că dacă nu-i virează bani, fără factură, fără nimic, îl critică la radio și la televizor. De aceea vedem atâtea oscilații în cele spuse de onorabilii politicieni în spațiu public. Din păcate și presa a pactizat
cu toți acești tovarăși și avem de partea cealaltă angajații de la Talpa CEO care au rămas realmente singuri și de izbeliște. Nemai având niciun fel de comunicare pentru că s-a rupt veriga reprezentată de liderii sindicali, era normal să se acumuleze tensiuni din ce în ce mai mari și să se ajungă la proteste. Repet, decidenții nu sunt capabili să calmeze această situație. Înțeleg că Boza negociază la această oră cu liderii sindicali, adică trebuie să înțeleagă oamenii, ei negociază între ei, pentru că protestatarii au spus că pe ei nu îi mai reprezintă actualii lideri sindicali. Deci, dacă vrea să negocieze cu cineva, Boza ar trebui să negocieze cu protestatarii. În al doilea rând, domnul Bebe Ionică este om de afaceri la bază și aș vrea să-l întreb ce bancă de pe Tera ar avea vreun motiv să acorde anul acesta împrumutul uriaș de care CEO are nevoie pentru a-și achita certificatele de carbon. În condițiile în care nu poate prezenta garanții, știm că utilajele sunt de la 1907 toamna și că CEO e pe buza prăpastiei. Contează și climatul din interiorul companiei în momentul în care ceri un împrumut. Eu cred că nu se va putea face acea achiziție în luna aprilie și că se va recurge la așa zisa soluție de avarie, care de fapt e o soluție fericită pentru aceia care trag sforile în spate. Vorbim de cei care au pus toți acești incapabili să conducă și să decidă la CEO. Se va spune oamenilor că soluția e privatizarea CEO, care înseamnă, desigur, să mai plece încă câteva mii de angajați acasă, dar se va insista pe faptul că totuși rămân 6-7 mii, nu? Și ar trebui să fim fericiți cu situația asta. Deci să ne amintim ce s-a întâmplat luni dimineața. Merge o delegație de lideri sindicali și de director din CEO să stea de vorbă cu ministrul Anton Anton și ministrul Anton Anton nici nu vrea să audă de o discuție. În condițiile în care, iată, Adinaur, să știți că Boza a recunoscut pe un alt post local că mai are stocuri de cărbune pentru cel mult 2 zile la termocentrale. Mie mi se pare că acest ministru nu e doar proști și ticălos, mi se pare că e și puțin drogat. Altfel, pe un astfel de ger, fără stoc de cărbune și cu o companie cu 13.000 de angajați care dau un clopot, nu ai cum să-i tratezi așa, decât în situația în care ești prost, ticălos și drogat. Cam atât. Da. Am avut de sus, dacă aveți întrebări. Narcis Daju, îți mulțumesc foarte mult. Da, pe mine mă îngrijorează și cred că și pe cei din platou îngrijorează posibilitatea ca acest complex să fie privatizat pe bucăți, să ajungă la niște băieți șmecheri. Dacă e posibil să răspundă domnul secretar de stat. Da, domnule Bebeionică, răspundeți la întrebarea pe care v-a adresat. Da, sigur, bună seara, domnul Daju. Ce să vă spun eu, dumneavoastră? Sigur că banii nu poți să împrumuți și decât dacă ai garanții. Eu nu știu care este situația activelor de la CEO, cu ce poți să garanteze, probabil că mare parte din active deja sunt girate pentru alte și alte credite care au fost luate. E greu să... E vorba de 500 de milioane de lei, noi, domnul Bebe Ionică. Da, deci n-ar fi mult așa, dacă stăm să ne gândim. 200 de milioane de euro. 200 de milioane de euro, probabil că undeva. Deci, până la urmă, nu știu, e mult puțin, dar ideea este că e posibil dacă la compania pe care o știm și care are o cifră de afaceri atât de mare și... Dar ar trebui un management foarte, foarte, foarte atent, foarte strict. Exact cum spune și domnul Daju, ne paște un management nenorocit aici, care ne duce cu gândul la tot ce s-a întâmplat cu economia României după 89, când multe societăți comerciale au fost puse pe butuci pentru a
se da pe nimic și pe aceea s-a ales praful de foarte multe. Din nefericire, nu am văzut niciun manager care a dus societatea în astfel de situații tras la răspundere pentru management defectuos. N-am văzut. Sau și știm că avem alte exemple și ce s-a întâmplat în Domnul Gorj. Daju zice de ministru ăsta că e responsabil. N-a zis nimic de vreun management irresponsabil, management defectuos. Stai puțin că ministrul e reprezentantul statului român și statul. Eu întotdeauna mă refer la vârf, deși asta am spus-o și mai înainte, în începutul emisiunii. Eu nu fac abstracție de ce se întâmplă la Gorj. Dar încă o dată, ministru este cel care răspunde de industria respectivă. Eu, de exemplu, dacă aș fi, să zicem, într-o anumită poziție de acest gen, eu mi-aș asuma această răspundere. Se pornește de acolo, pentru că ministrul girează tot ce se întâmplă sub el, și secretar de stat, și director de companii, și absolut tot. Dacă e ministru și dacă este omul responsabil și își asumă funcția pe care o are, istorică pe care o are, pentru că el e scris acum în istoria României și va fi, probabil, ca ministru economiei când a fost... Dacă mai ești la telefon, vreau să te întreb dacă ai văzut scenariul majorărilor salariale propus, este o estimare de majorări salariale propuse de Boza în această seară, mă gândesc că și în comisia mixtă și în comisia de negociere care îi va urma va veni cu aceeași propunere. Eu vă spun fără nicio răutate și la mod extrem de sincer chiar ceea ce gândesc. Ei își fac calcule să treacă ianuarie și februarie, adică să ajungem în luna martie cu compania asta. Pentru că în condițiile în care au falsificat situațiile financiare la 6 luni și au ascuns acele pierderi de vreo 80 de milioane de euro doar ca să rămână în posturi, eu nu-i pot bănui de responsabilitate. Deci ei nu fac un management pe termen lung. Boza are valiza făcută, nici nu e de aici din Medgidia. Sunt convins că dacă s-ar găsi un prost, dacă ar putea păcăli pe cineva să ia momentul de fapt, Boza ar fugi ca un avion cu reacție de aici. Aș vrea să mai spun două lucruri. De Gorj n-a avut niciun fel de poziție publică în aceste zile. Toate celelalte partide s-au poziționat bine sau prost, dar totuși au spus ceva. PSD Gorj, care are o armată de parlamentari, n-a spus nimic. În condițiile în care acea armată de parlamentari a tăcut în momentul în care guvernul PSD ALDE a impus acel bir de 2% din cifra de afaceri și asupra... Referitor la această taxă, să știi, Narcis Daju, că am văzut la Manu Tomescu, spunea că a discutat că Boza le-a spus că guvernul nu vrea să pună practic această taxă, acest bir pentru ce? Oltenia, pentru Govora și pentru Hunedoara. Adică... Dar totuși au pus-o. Nu, n-a intrat. Îți dai seama că nu au luat banii încă. Dar au legiferat-o. Au legiferat-o, dar se pare că această taxă care a fost într-adevăr încă un mobil, așa, o justificare a administrației în fața minerilor. Băi, nu vă putem mări salariile pentru că iată ce ne face guvernul. Nu putem. Ministerul e vinovat, guvernul e vinovat. Numai că și aceasta a picat astăzi. Se pare că cei 2% nu vor mai fi luați din visteria CEO. Ar fi foarte bine. Bun. Venind după 2 ani în care parlamentarii PSD de Gorj au tot făcut selfie-uri cu liderii sindicali, și la Parlament și prin birourile dânșilor, spunând că împreună salvează CEO. Iată că acum s-au ascuns în aceste momente de criză. Și ultimul lucru pe care vreau să spun, hai să privim tabloul mare. Deci ei mai au cărbune pentru cel mult 2 zile. Interesul lor e să calmeze oamenii și să întoarcă la lucru și totuși ce fac? Fac exact invers. Îi irită prin amenințări, așa cum face Vișan, și îi cheamă în judecată. Din punct de vedere acela, nu pot să spun decât că Vișan își dorește ca CEO să se ducă cu mare, mare viteză în zid. Altfel nu ar proceda așa. Da. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, Narcis Daju. O seară bună. Ați auzit, domnule, ce a spus Narcis Daju? Acuze. Ați auzit la un moment dat de un domn din politică, un parlamentar, dacă am înțeles bine? Nu. Un politician, nu? Da, de partid. Un șef de partid, un lider de partid, un lider politic care ar cere bani de la managerul complexului Oltenia ca să nu-l porcească în presă, da? Să fiu și puțin plastic.
Vi se pare credibil așa ceva? Adică în ce lume trăim? Eu nu vreau să cred. Nu? Nu vreau să cred. Nu sunteți dumneavoastră, nu? Nu sunteți dumneavoastră persoana. Eu nu sunt șef de partid. Adică nu, lider politic. Și nu mi-am permis niciodată să am asemenea discuții și nu am conturi decât pe cabinet, așa că... Bun, domnule Bebeionica, am aici și rog și colegul să pună pe ecran estimarea majorărilor salariale pe 2019, dacă o avem, și să vă mai lecturez încă o dată, dar nu știu dacă se vede. Deci cu asta cred că a mers boza în comisia mixtă și în comisia de negociere care va urma în această seară. Cred că se va prelungi ședința până târziu noapte, dacă vor lua la mână, cum a zis dumneavoastră, să vedem cifrele, cât încasăm, cât cheltuim. Pe de altă parte mai e o problemă, a zis-o și Narcis Daju, ce mai caută oamenii ăștia dacă nu mai au legitimitate în fața angajaților din cariere? Ce mai caută la negociere? Mai devreme, că asta mă întrebam, da, ce mai caută la negociere? De ce Boza mai negociază în momentul ăsta cu, da, reprezentanții federațiilor? Vă spun eu, vă dați-mi voie să vă dau un răspuns legal, pentru că ei sunt semnatarii contractului colectiv de muncă. S-a întâlnit comisia mixtă tocmai în urma discuțiilor care au fost ieri și s-a spus care este soluția legală. Și dacă dimineață ăștia minerii din cariere zic, du-te mă, că te-am trimis eu la negociere acolo. Bun, ei sunt semnatarii contractului colectiv de muncă, ei pot să facă modificări la contractul colectiv de muncă. Conform legii. Conform legii. Ei sunt cei și care de asta au chemat-o asta și se fac modificări. Contract. Exact, ei sunt semnatarii. Da, are logică și temei legal. Domnule, dacă obțin ceea ce-și doresc minerii, eu îmi doresc să fie... Nu, probabil nu vor mai rămâne, pentru că au măsurile legale și, credeți-mă, mulți dintre liderii actuali nu-i veți mai regăsi. Sper să regăsim CEO și, Doamne ferește, scenariul apocaliptic spus de Narcis Daju, sunt convins că și el își dorește să nu se întâmple. Dar e un scenariu de luat în cap. Da, vă spuneam că am acest scenariu care pornește de la clasa 12, nu mă pricep foarte tare în domeniul muncii, legislației muncii, dar salariul de bază la această clasă pornește de la 2087. Mă gândesc că este un salariu net, nu brut, domnule Bebeionică. Dacă ar fi brut, chiar ar fi destul de mic. Este brut, 2087? Da, poate fără sporuri și altceva, mă gândesc. Ce sporuri? Că n-am niciun spor. Nu știu atunci dacă chiar este spor de vechime. N-am niște date statistice să știu... Câți din CEO au foarte au mulți, clasa 12? Foarte mulți sunt cu salariile mici. Vă dau exemplu. Sunt excavatoriști pe roată, da, cu experiență și unde se trebuie o atenție deosebită și experiență, cu 27 de milioane salariu. Vi se pare normal? Asta înseamnă probabil clasa 15 sau 15. Aproape 20 de ani de muncă. Am avut un lăcătuș și au ajuns, și ne mirăm că au ajuns oamenii în situația asta. Am avut un lăcătuș mecanic aseară cu 30 de ani de muncă în cadrul companiei, în diverse sectoare, avea 2700 în mână. Da, asta e și cazul, da. Și îl cunosc personal pe omul respectiv, pentru că am avut o discuție. Și știți și cu cât, să zic, nu invidie, dar cu cât jint se uită oamenii la locurile de muncă din CEO, în urmă cu câțiva ani. Da. Acum, să-ți dorești un loc de muncă în CEO, înseamnă că ești puțin anormal. Adică dar am primit un mesaj că, practic, Boza le promite adaos lunar la toți, practic, la personalul muncitor, adaos lunar de 500 de lei. Da, da, 500. Deci dincolo de procentele astea, majorarea ar fi doar de 500 de lei. Nu știu dacă asta, domnilor invitații, va mulțumi, îi va mulțumi pe mineri. Mai erau și 500 alte de lei. Mai sunt și alte revendicări, cu voucherele de vacanță, da. Am înțeles. S-a discutat aseară. S-a aprobat începând din luna mai. Da, nu se știe ce va mai fi până mai. Ați văzut ce a spus Narcis Daju? Ăștia vor să-i șmecherească pe mineri un pic. Da, acum două luni să repornească livrarea de cărbune și după aceea ajungem în altă situație. Și 500 de lei... Contează vântul și cu ploile. 500 de lei, nu știu ce vor spune minerii după această noapte de negociere, dar asta e tot ce poate administrația. Nu s-a terminat. Avem un domn miner la telefon. Alo? Bună seara! Bună seara! Cine sunteți? Mă numesc Deaconescu Alexandru Dumitru, de la cariera Gilles Nord. Prima carieră unde a pornit conflictul acesta, greva spontană, da? Da, prima carieră care a pornit protestul. Se pare că de la protestul spontan am ajuns la carieră de recalcitrant. Problema este în felul următor.
La ora actuală, noi, după ne uităm la televizor, deci muncitorii care suntem aici la cariera junior ne uităm la televizor, considerăm că nu domnul Boza trebuie considerat răspunzător pentru greva asta. Considerat răspunzător trebuie să fie ministrul energiei pentru simplu fapt că dacă noi 7500 de mineri cerem o mărire de salariară începând de la 24% cât s-a ajuns la ora actuală până la 45% cât am cerut, iar dacă angajați de la Metrorex 48.000 de oameni au cerut 40, au obținut 25, înseamnă că noi am ajuns milogii României pentru simplu fapt că noi stăm în nămol, în ger, în frig, așa, iar angajați de la Metrorex au obținut 25% fiindcă merg pe la subsol, pe la mai puțin frig, mai puțin ger, iar noi 7500 am cerut o mărire de salarială care vă spun că la nivelul meu înseamnă la ora actuală 1.100.000. Deci faceți dumneavoastră calculul, eu vreau să mulțumesc pentru telefonul ăsta domnului avocat pe Cingină, este singurul care încearcă de 20 de minute de cât urmărim noi emisiunea să ne reprezinte interesele mai mult decât jumătate. Nu facem campanie politică, aș vrea să-i facem o mustrare domnului Bede Ionică de la PSD, fiindcă dumnealui ar trebui să fie aici în teritoriu cu toți deputații, senatorii de Corș care de peste 20 de ani de zile mașină ce o Oltenia asta. Să noi ținem legătura între toate carierele și vă spunem că nu domnul Boza este răspunzător pentru toată debatura asta, pentru toată greva asta. Răspunzători sunt parlamentarii care au luat 50 de milioane, 55 de milioane la salarii, iar noi, la salariile, de exemplu, vă spun la clasa mea, la 24 de ani de activitate, numai la carieră și restul în alte condiții de muncă, am aproape 31 de ani de muncă. Dacă dumneavoastră au 55 de milioane într-o lună la salariu, eu la salariul meu 30% pentru noi înseamnă 1.100.000 la clasa mea. Și de la clasa mea în jos sunt foarte mulți din 7.500 de mineri. Da, vreau și eu să vă întreb ceva. Știți, a început comisia mixtă și comisia de negocieri. Cei care negociază acum cu domnul Boza vă mai reprezintă, domnule Diaculescu? Domnul președinte, hai să vă spun ceva. Da, hai să vă spun ceva. Noi îi considerăm pe liderii sindicat răspunsabil pentru ceea ce au făcut în urmă. Îi considerăm răspunzător ca și de bine îi reprezintă. Țineți telefonul într-un singur loc că nu vă mai auzim bine. Sunt într-o zonă, Acară. Am înțeles. Dumneavoastră ziceți da sau nu? Mai sunt reprezentații dumneavoastră, liderii de sindicat, da sau nu? Liderii noi de sindicat alături de noi și-au răspunsă că de exercit numai decis. Da, nu vă mai înțelegem. Mulțumim foarte mult pentru intervenție. O seară bună, domnule Diaconescu. Da, oamenii au probleme, da. Și au ridicat probleme. Sunt, eu vă spun încă o dată, marea greșeală a liderilor sindicat și de asta m-au reprezentat. Dar nu, să știți că nu am înțeles ce vă a spus spun pe eu, final. Că eu știu și discut, credeți-mă, cu oamenii,
Dar nu spuneți că ați discutat înainte cu domnul Diaconescu. Nu, n-am vorbit la Jilț, am vorbit în carieră din Rovinari. Trebuie să recunosc la Tizmene și la... am discutat, într-adevăr, m-au sunat de dimineață oamenii pentru că erau îngrijorați de această amenințare și care e situația... Deci oamenii de pe lista respectivă v-au sunat, nu? Nu, de pe listă, nu. De pe oamenii lista. Din cariere m-au sunat să mă întrebe, domnul avocat, ce se poate întâmpla. Situația este în felul următor, din punctul meu de vedere. Liderii de sindicat, atunci când au plecat dintre oameni, au pierdut contactul cu realitatea. Nu o să zic că au senzația unii dintre ei că sunt și poeți, vin cu fulare pe la gât, spun tot felul, filozofează. Ok, poți să faci lucrul ăsta, a făcut-o și Cosma. Dar după ce și-a făcut niște ani de pușcărie, după niște mineriade, nu poți să fii poet în condițiile în care, sau poți să fii și poet în condițiile în care tu te-ai rupt de oamenii tăi. Stai acolo în carieră, mocirlă cu ei, chiar dacă ai un salariu mai bun, chiar dacă beneficiezi de zile lucru sindicat, dar stai acolo cu ei și o să vezi realitățile. Și altfel vei negocia când te vei pune la masa negocierilor cu administrația. Domnule Bebenico, vi se pare un pic o situație atipică? L-ați auzit pe domnul angajat de acolo din carieră? Spunea că nu Boza e vinovat, n-are nicio treabă managementul local al companiei. Bun, nume, fiecare ministru, percepe, ministerul, da, guvernul... Păi, acum, scuze să vă zic, și eu am spus se, mai devreme știți că prima dată, de obicei, angajații nemulțumiți dau vina pe primul șef care l-au în capul trenii. Da, acolo, lângă el, da, sigur. Iată că aici da, e un pic... Da, lucruri inedite, așa. Adică, în mod normal, ar trebui o vină comună, să zicem așa. Ați văzut comparații cu metrou? Au mai fost comparații cu... salariile pe care guvernul dumneavoastră le-a mărit la bugetari, la medici, minerii vor și ei ceva și nu vor mult. Dacă aș fi un pic așa, da, și domnul Pecingină, nu cumva suntem învățați cu intervenția statului în companiile astea de stat? Păi de stat, domnule. Da, e de stat. Și cine trebuie să intervină, domnul? Da, dacă și statul și-a propus la un moment dat o strategie corporatistă. Unde e strategia asta? Nu știu, și-a propus-o, mă rog. Strategia corporatistă în ce? Și-a propus-o. Da, eu să fiu, sunt administrator. Adică și-a propus să consume ceea ce produc. Oricine își propune, orice om, orice, dacă luăm acum din mediul privat un manager, eu sunt dator din rolul meu de prezentator să reprezint și ceilalți 60.000 de salariați din județul Gorj, adică exact. Să fac vorbire și despre ei, despre din mediul privat, da, care cât e salariul minim nu pe sunt economie? Apărați de nimeni. Cât e salariul minim pe economie? Nu, dar acești 60.000 nu sunt apărați de nimeni. Păi și ce, vi se pare că minerii sunt apărați? Păi ei cer ajutorul. Păi asta vă spun. Ei cer ajutorul statului. Deci cer ajutor de stat pentru plata... Nu au cert ajutor de stat. Deci cer soluție de la guvern și de la statul român și de la foruri europene. Așa. Pentru scutirea de la plata certificatelor de carbon. Dar nu o fac numai românii. Polonezii au reușit să o facă. Pentru că au trimis europarlamentari care au știut să se bată. Sunt oameni care, dacă nouă ni se spunea la timp și ni se aducea la cunoștință la timp tuturor, domnule, uite, semnul tratatul de la Paris, sunt niște norme de mediu, de poluare pe care trebuie. Dacă noi avem o strategie energetică națională, sunt convins că lucrurile stăteau altfel. Ce vină are minerul din că stă iarna în fric și în mocirlă și vara în praf? Și în condiții mizere, ce vină are omul ăla că noi, politicienii, nu suntem capabili să ne reprezentăm România, așa cum trebuie în Parlamentul European. Toată lumea ia în derâdere alegerile europarlamentare. Pa, un rol ăsta. Trimite acolo oameni care se vor bate pentru viitorul țării. Tot ajuns să rămâi. Ce aveți europarlamentar de atâția? Da, ce a făcut domnul Jean Marinescu pentru ce? Uite, chiar Jean Marinescu în 2013 la îndemnul și la inițiativa lui Severin, Severus Militaru a reușit să deroge pentru turceni, atunci era complexul energetic turcen, au reușit să deroge normele de mediu care erau impuse pentru complexul energetic turcen până în 2018. Atunci, să știți și că acum, este inițiativa și acum, că domnul Jean Marinescu Marinescu vă explic imediat ce face pentru minerit. A fost aici, au purtat și discuții. Marijan Marinescu este omul care a deschis ușile lui Sorin Boza atunci când a fost la Bruxelles pe la toate sau la responsabili comisarii europeni responsabili de energie, dânsul este pe transport. Marijan Marinescu a venit și cu soluții atunci când a fost la Gorj și l-a și spus în conferința de presă că încă nu este timpul pierdut și încă se mai pot face lucruri și se pot obține pentru acea derogare pentru certificatele CO2. Dar trebuie să ne dorim cu toții că dacă o spune unul de la PNL și cel de la PSD spune dacă inițiativa PNL-ului nu mă interesează sau invers, atunci e grav. Da? Nu au nicio vină minerii
Scuzați-mă că noi nu știm să ne facem treaba ca politicieni. Da, am ajuns la finalul emisiunii noastre din această seară. Aștept și eu cu nerăbdare. Dau seama că la ora aceasta sunt oameni în carieră care ne urmăresc, care stau cu sufletul la gură și așteaptă, pentru că eu n-am înțeles din mesajul domnului Diaconescu că ei s-ar fi rupt total de liderii de sindicat și că... Nu, domnule, nici nu, în da, momentul de față nici n-ar putea, pentru că încă o dată liderii de sindicat care au și cred că sunt cei care trebuie să acceptăm că cel puțin o parte din lideri își reprezintă în continuare membrii de sindicat și acești membri așteaptă în această seară să vadă rezultate. Rezultatul negocierilor din Comisia de Negocieri. Dar pe de altă parte trebuie să subliniez că protestul lor a fost cel care i-a făcut pe Boza și administrația să meargă la București după ce în prima comisie mixtă din anul ăsta au venit cu un buget unde nu era prevăzută nicio creștere salarială, nici vouchere de vacanță și iată, protestul lor e demn de apreciat, da? Motivarea lor e de apreciat pentru că au reușit să-i stârnească, adică să vină administrația și zică, bă, putem să vă dăm totuși ceva. Chiar dacă pe ei ne mulțumește la momentul ăsta. Și probabil și mâine dimineață vom vedea dacă determinarea lor va rezista. Adică, băi, nu vrem nici 23%, nu vrem nici 9,96%, nu vrem 500 de lei. Dacă spunem 23% sau 24%, s-ar putea că lumea să înțeleagă niște sume astronomice fiind învățați. Dar e vorba de 500 de lei. 500 de lei din care se ia impozit și taxe și mai rămân oamenii cu 300. Adică un mizilic, vă dați seama? Da. 300 de lei, ce poți, domnul Bebe Ionică, să cumperi cu 300 de lei în ziua de azi? Cred că nici pachetul pentru o lună la ce ia la serviciu, pentru că nu mai beneficiază de mesele calde sau de cei din zona. Am avut o discuție cu un om de afaceri care îmi spunea, băi, ce tot comentează ăștia de la ce atât de mult, să fie mulțumiți că au unde munci. Ai, nu așa te vei gândi. Vă dați seama, sunt și oameni care gândesc în felul acesta. No, te vei lucrurile privite responsabil, până la urmă, nu de nivelul ăsta. Domnul, dați-mi voie să vă spun și un lucru. Știți că pe vreme se spune dacă ai un câine și vrei să moară, du-l la gorj, da? Păi mineritul ne-a scos din foamea asta și ne-a mai scos puțin la lumină. Chiar dacă acum a început să ne creeze probleme, noi trebuia să fim destul de inteligenți încât să avem predictibilitate. Și apropo de împrumuturile care urmează, orice bancă urmărește și predictibilitatea activității economice. Și nu știu cât va fi de accesibil acel lucru. Și zicea și dumneavoastră că va fi greu pentru companie să obțină cele 500 de milioane. Nu știu. Dacă Boza va garanta statul, s-ar putea să obțină. Boza spunea că lucrurile sunt certe, adică în februarie, la sfârșitul lui februarie, se vor semna, adică băncile, procedura de achiziție publică a creditorilor este în desfășurare și sunt bănci care deja s-au scris, interesate să dea 500 de milioane, pentru că nu e un sector dicolo. Consumul de energie în această seară, înainte de a intra în emisiune, pe toată țara era undeva peste 9.000 de megawați, dintre care producția internă se cifra la 8.331, adică ce producem noi în țară. Producția de cărbune 21% era pe locul 3 după eoliene, hidrocarburi și urma cărbunele. Deci, practic, încă mă îngrijorează și ce a spus colegul meu, Narcis Daju, că ar mai fi stocuri doar pentru 2 zile. Deși aseară spunea la alte televiziuni că ar mai fi stocuri pentru o săptămână maxim. Și o săptămână e puțin. Urmă, și o săptămână e puțin. Iarnă, ar trebui să fie stocuri rezonabile. Da, ar fi multe de discutat. Încă mai sunt oameni care se uită la noi pe Facebook. Nu mai prelungim, doamnelor și domnilor, această seară. Eu urez succes liderilor de sindicat care se află acum la negocieri. Sper ca pe dumneavoastră minerii să vă mulțumească ce vor obține pentru dumneavoastră. Dacă nu, vă dați seama că o să comentăm subiectul și în seriile care urmează. O seară bună, numai bine!